președintele Uniunii Social Liberale, următorul președinte al României, domnul Crila Tonescu! Alături de domnia sa, vicepreședintele Partidului Național Liberal, candidatul USR la primăria sectorului 6, următorul primar al sectorului 6, domnul Rareș Mănescu! Gălăgie, susținere, multe suflete adunate împreună pentru o cauză nobilă. Ne pregătim pentru următorul președinte al României împreună cu Rareș Mănescu, următorul primar al sectorului 6 și multă, multă lume care se bucură! Domnul Crin Antonescu! Bună ziua! Bună ziua tuturor! Dragi prieteni, dragi invitați, mă bucur să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră și aș vrea să încep prin a vă spune un lucru care ține de lumea politică sau este despre lumea politică, dar nu face parte din discursul politic. Cei care fac politică știu că, din păcate, în această activitate ai tot ce vrei. Ai colegi, ai aliați, ai asociați, ai adversari, ai competitori. Foarte rar, sau pentru unii niciodată, ai prieteni. Eu am, în viața politică, de 20 de ani, orice s-ar întâmpla, că suntem la putere, că suntem în opoziție, de 20 de ani am un prieten. Prietenii sunt rari în politică, pentru că în politică este vorba de interese. Că e vorba de interesul public sau e vorba de interesele private. Că e vorba de interese legitime sau că e vorba de interese ilegitime. E vorba însă de interese și prietenia, ca și dragostea, nu se leagă pe interese. Dacă am un prieten în politică de 20 de ani și pentru încă cel puțin 20 de ani, acela este pur și simplu Rareș Mănescu. Ne unesc de 20 de ani aceleași aspirații, aceleași valori, aceleași gusturi. Pentru că politica este și o chestiune de gust. Și înainte de toate, doresc să le spun tuturor alegătorilor care vor un primar pentru sectorul 6, care să arate, care să gândească, care să acționeze și să se comporte ca un primar european într-o capitală europeană, că acela este Rareș Mănescu. În 20 de ani am dat multe bătării împreună cu Rareș, întotdeauna de aceeași parte. Am pierdut destule bătălii, am câștigat multe bătălii când nimeni nu mai credeau că se poate câștiga. Cea mai recentă bătălie pe care am dat-o a fost aceea pentru ca Rareș Mănescu să fie candidatul Uniunii Social Liberale pentru sectorul 6 și am câștigat-o.
Le mulțumesc din suflet reprezentanților, înalților reprezentanți ai Partidului Social Democrat și ai Partidului Conservator, care sunt astăzi și vor fi pe tot parcursul campaniei și sper mandatului, alături de candidatul USL și apoi primarul USL, Rareș Bănescu. Pentru sectorul 6, lucrurile sunt simple, așa cum sunt simple și vor fi simple la aceste alegeri și la cele din toamnă și pentru România. Există două opțiuni mari și late. Ce am avut acești din urmă ani, adică Potăraș, sau ce putem avea în următorii 4 ani, adică Mănescu și USL. Acestea sunt cele două mari posibilități între care au de ales cetățenii sectorului 6. Restul sunt făcături, trucuri, caricaturi. Aceasta este opțiunea reală. Aceasta este singura opțiune pentru cine vrea cu adevărat schimbarea. Rareș Mănescu face de foarte multă vreme, fără să fie primar, fără să se gândească măcar la faptul că va fi candidat, face foarte multe lucruri pentru comunitatea lui, adică pentru oamenii din sectorul 6. În măsura puterilor lui, pe eforturile lui, pe timpul lui, de multe ori în toți acești ani, pe banii lui. Este un om al comunității și trebuie să vă spun un lucru pe care e bine să-l știți toți. Aș fi vrut și am propus lui Rareș Bănescu să fie ministru în guvernul nostru. Ar fi fost un foarte bun ministru. Și opțiunea, alegerea lui Rareș Bănescu a fost ca între un post de ministru pe care l-avea la îndemână, printr-o simplă semnătură, și funcția aleasă de primar, pentru care trebuie să dea și să dăm o bătălie grea, să o aleagă pe a doua. Aceasta a fost alegerea lui, urmează alegerea voastră. În tot ce înseamnă nebunia asta de viață politică din România, eu personal, Crin Antonescu, președinte în acest moment al Partidului Național Liberal, n-am avut niciodată pretenția că sunt buricul pământului, că sunt cel mai frumos, că sunt cel mai deștept, că sunt cel mai șmecher, chiar nu sunt deloc. Am o singură pretenție, că nu am mințit și nu mint. Am spus în 2009, cerând votul liberalilor în Congresul Partidului Național Liberal, am spus în 2009 că Traian Băsescu trebuie înlăturat de la conducerea țării și că Partidul Democrat Liberal trebuie scos din scena politică. La alegerile prezidențiale din 2009, că orice variantă e mai bună decât Băsescu. Și a doua zi, după turul întâi, fără să pun condiții, fără să cer nimic nimănui, l-am sprijinit pe contracandidatul lui Traian Băsescu. Am pierdut atunci, dar lumea a înțeles că aveam dreptate. Lumea regretă alegerea de atunci,
În 5 februarie 2011 am întemeiat împreună cu Victor Ponta și cu Daniel Constantin, cu Partidul Social Democrat și cu Partidul Conservator, Uniunea Social Liberală. Și am spus atunci că această uniune va rezista, va fi unită și se va bate până când îi vom da la o parte pe cei care ne conduc și ne conduceau până acum câteva zile. Am fost capabili să răsturnăm un guvern care nu-i mai reprezenta pe români. Și am fost capabili, 3 partide în câteva zile, să facem un guvern care să servească România cu oameni de valoare, cu oameni de credibilitate. Mulți dintre ei sunt aici, le mulțumesc și îi salut. Acum urmează bătălia alegerilor locale și acum vă spun din nou tuturor. Tuturor celor care știți că nu v-am mințit, tuturor celor care ați avut încredere în mine, toți cei care aveți încredere în mine, Crin Antonescu, aveți încredere deplină, în aceeași măsură, în Rareș Mănescu. Nu obișnuiesc, ba chiar n-am făcut-o niciodată, să-mi pun obrazul și să-mi pun onoarea în joc pentru oricine. Îmi pun la bătaie onoarea, obrazul și credibilitatea pentru Rareș Mănescu, candidatul Uniunii Social-Liberale. Și vă spun în încheiere, dorindu-vă forță în această bătălie pe care o vom da împreună, că există sau exista până acum o vorbă pe care o spun cei din sectorul 1 cu anumite temeiuri. Ei numesc sectorul 1 capitala capitalei. După aceste alegeri vreau ca Bucureștiul, capitala României, să aibă mai multe sectoare capitală și sectorul 6. Sectorul unor oameni de mare valoare, sectorul unor performeri, sectorul tuturor vârstelor, de la elevi și studenți la pensionari, tuturor ocupațiilor, sectorul 6 să fie și el o capitală a capitalei, dacă e pe așa. Va trebui toți cei care credem în Uniunea Social-Liberală și în candidatul ei, Rareș Mănescu, la sectorul 6, să ne unim și să-l susținem, liberali și social-democrați, steliști și rapidiști. Oameni de toate vârstele, oameni de toate profesiile, oameni uniți de o singură și legitimă dorință. Vrem un primar cinstit, un primar de votat, un primar de care să fiți cu toții, bucureștenii din sectorul 6, mândri și mulțumiți. Așa să vă ajute Dumnezeu, așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim din suflet domnului președinte Crin Antonescu.